Tuturor și abia aștept să împărtășesc cu voi lucrurile noi. Am vrut astăzi să fiu în prima zi de X4, însă nu s-a putut pentru că am lucrat prea mult la material și mi-am dat seama că trebuie să abordez lucrurile din cu totul alt mod decât așa cum o făceam atunci când era vorba de programul Clean 9. Așa că bine ne-am găsit să vorbim împreună despre programul de 4 zile pentru resetare și reechilibrare a corpului nostru și anume programul DX4 pe care l-am așteptat și care, surprinzător, a fost așa de repede în depozitele noastre ca să-l putem achiziționa. Hai să vedem ce vei afla în webinarul din această seară, ce am pregătit special. Păi, am zis așa. Hai să vedem de ce programul de X4, ce conține acest program, cum să faci acest program, ce să faci mai departe după ce termin programul și ce beneficii ai în momentul în care te-ai apucat să îl faci și vei vedea mai departe că îl poți repeta și cu alte ocazii. Ce obții în momentul în care faci programul acesta? Vei obține rapid stare de bine și acest lucru îl vei face deja în 4 zile. Holly Stott ne povestea că pur și simplu atunci când tragi aer în piept, îți poți reseta întregul organism. Gândește-te că o respirație eficientă, că acest program poate fi ca o respirație eficientă pentru organismul tău. Deci vei obține rapid stare de bine în 4 zile, te va ajuta în resetarea fizică, mentală, printr-o combinație unică de suplimente și alimente care să-și gestioneze bine foamea, să-ți mențină nivelul de hidratare, să-ți optimizeze felul în care te hrănești. Te va ajuta să-ți reechilibrezi corpul, te ajută să-ți reduci poftele pentru anumite alimente, te învață să devii mai atent și mai conștient la felul în care mănânci, descoperi cum să te hrănești sănătos și să dobândești obiceiuri bune, te ajută să fii mai conștient de corpul tău, în timp ce mănânci, în timp ce faci mâncare și mișcare, și în timp ce îți desfășori activitățile zilnice. Practic, ești ghidat către atingerea unei conexiuni optime minte-corp. Și dacă vă aduceți aminte, când mai vorbeam ultimile dăți despre programul Clean 9, deja introdusesem un pic câteva noțiuni de setare mentală care sunt extrem de importante și fără de care nu facem nimic în viața noastră, nici pentru corpul nostru, nici pentru businessul nostru. Practic, acest program îți oferă resetare, reînnoire, întinerire ca o respirație profundă în numai 4 zile. Da,
Atenție, nu este un program de slăbit. Este un program de eliminare a deșeurilor, de resetare a obiceiurilor în viața ta, de crearea de noi obiceiuri, de pus sămânța de crearea unor noi obiceiuri, inclusiv acela de a consuma suplimente alimentare dacă acest lucru nu îl făceai. Și are o abordare mentală în fiecare zi, D-Day, da? Ziua Z. Deci în fiecare zi vei avea o acțiune legată de litera D. Ziua 1. Decide că vei fi mai sănătos, că te vei uita în interiorul tău, că vei identifica 10 puncte importante, că îți vei exprima recunoștința. Decide care este acel unic obicei, cel mai important pentru tine, pe care te vei focusa și îl schimbi spre binele tău și care să devină un cel de urmat pe termen lung, nu doar în cele 4 zile. Apoi, în ziua 2, definește. Scrie o mantră despre acel obicei, ceva pe care o afirmație de recunoștință sau de schimbare în bine, o afirmație care poate fi repetată ca să te motiveze. Poți introduce obiective mici, specifice, realiste, măsurabile, tangibile, relevante pentru tine și, practic, definește acel obicei mic, dar care să facă schimbări mari pe termen lung în organismul tău, dacă îl vei aplica și repeta în fiecare zi după aceea. Ziua 3, corpul tău este pregătit să asimileze nutrienții și din alimente și din hrana sănătoasă și este deja pregătit să performeze. Acum descoperă și înțelege ce se întâmplă cu corpul tău. În ziua a 4-a, dedică-te pregătirii pentru stilul de viață sănătos, să introduci alimente sănătoase, să simți beneficiile hranei bogate în nutrienți, dedică-te mai departe și păstrează în minte acel cel pe care ți l-ai fixat, important, și după cum ai văzut, la fiecare zi am scris că fiecare pas trebuie să fie făcut cu intenție, cu prezență și vizualizând tot ceea ce face fiecare supliment în organismul tău. Dar ca să poți să vizualizezi ce face fiecare supliment în corpul tău, hai să vedem ce conține programul nostru cel nou de X4. Păi, și conține 5 produse absolut noi, un produs reformulat și un produs deja existent. Toate aceste produse acționează sinergic pentru a hrăni corpul, pentru a reechilibra sistemele, pentru a îmbunătăți conexiunea minte-corp. Deci, practic, sunt 7 produse în total menite, a care acționează sinergic și sunt menite să ne susțină deprinderi noi sănătoase. Și hai să vedem produsele noi. Primul pe care vi-l supun atenție este Forever Duo Pure. Forever Duo Pure. Ai în program 8 tablete. Este constituit din extract de rodie, troscot japonez, colină, acid folic și vitamine B6, B12. Acestea sunt menite. Colina să susțină sănătatea creierului și a ficatului, rodia și troscotul japonez cu rol puternic antioxidant, iar celelalte ingrediente susțin metabolismul proteinelor și al glicogenului, care este prezent și în ficat, și în creier, și în mușchi, și energie și echilibru metabolic. Forever Multifiz. Sunt tablete efervescente, cu aromă proaspătă, naturală, reconfortantă de pepene roșu. Coloratia este dată de sfeclă și îndulcită de sfeclă roșie, îmbogățită cu vitaminele C, B și E. Ajută la o mai bună hidratare, dă apei o tentă ușor acidulată, aduce vitamine importante pentru sănătate. Forever Lemon Blast este un amestec unic de fibre solubile cu magneziu, că tot ziceam, vrem produse cu magneziu. Uite, avem aici magneziu, un mix de ingrediente vegetale cu ușoară aromă condimentată, lămâie, ghimbir, ardei iute, șaien, pulbere de turmeric,
care se constituie într-o băutură, deci se reconstituie într-o băutură care poate fi servită caldă sau rece, contribuie la o mai bună hidratare, contribuie la menținerea unui echilibru hidroelectrolitic foarte important și ajută la buna funcționare a întregului organism. Forever sensible, doamne, mă gândeam cum să-l pronunț, tabletele Forever masticabile 32 care dau senzația de sațietate, sensible, ele conțin câteva ingrediente absolut extraordinare. Fibre de ovăz, trigliceridele cu catenă medie pe care le aveam și în garcinia, proteine hidrolizate din drojdie de bere, glucomanan, care este un extract de rădăcină de conjac cu un conținut extrem de bogat. Ce face acest produs? Este cel care menține cel mai bine starea de sațietate. Ajută la gestionarea poftei de dulce, gestionând absorția glucozei, inhibă absorția colesterolului, contribuie la echilibrarea florei intestinale, ajută tranzitul intestinal, hrănește în timp ce curăță. Sensible sunt tablete foarte importante, sunt cele care îți dau sațietatea, să ținem minte acest lucru. Forever Plant Protein sunt acele proteine de mazăre, de dovleac și avem și pulvere de aloie, din suc de aloie, 17 grame de proteine per porție, cu aromă delicioasă de vanilie și textură delicată și atenție, este un shake proteic complet vegan, cu o abordare holistică pentru suplimentarea aportului de proteine, cu gust delicios de vanilie și îl poți amesteca cu apă sau doar cu lapte vegetal. Și o să vedeți că pe parcursul programului acesta numai partea vegetală, adică este, nu ai niciun fel de proteină animală. La secțiunea de întrebări pe care o avem în broșură, este menționat că pe eticheta Forever Plant Protein scrie să consum o porție pe zi, însă după consultarea nutriționiștilor, ca urmare a feedback-ului de testare, se vor actualiza documentele și etichetele, astfel încât să poată fi scris corect și pe etichetă că Forever Plant Protein se poate consuma în 34 de grame pe zi, deci să nu vă speriați dacă găsiți altfel scris pe etichetă. Produsul reformulat sau revizuit este Forever Term, care acum se cheamă Forever Term Plus, are ceai verde, guarana, extract de coafea verde, cum avea și înainte, are vitaminele B și C, cum avea și înainte, în schimb au fost scoase cetonele de zmeură și s-a înlocuit cu pulbere de șofran. Scopul este același, de a contribui la metabolismul energetic normal, a reduce senzația de oboseală și extenuare și a menține un nivel optim de energie. Și bineînțeles, ultimul produs, dar nu ultimul, ci primul și cel mai important pe care îl avem și cel mai iubit, este vorba de gelul de aloe vera, care vine cu toate beneficiile pe care noi le cunoaștem deja, este cel mai iubit produs al nostru și care, atenție, pe parcursul programului se dizolvă în, se pune practic în 2 litri de apă și este consumat pe parcursul întregii zile. Hai să vedem acum cum luăm acest program. Cum folosim programul? Păi este foarte simplu. Avem deocamdată broșură online în format PDF cu 32 de pagini. Voi răsfoi și eu lucrurile importante. Primele pagini sunt legate de partea de, pe care am descris-o deja acum, cu ce înseamnă cu să-ți setezi mental obiectivele, ce înseamnă să pui focus pe hidratare, pe optimizarea felului în care te hrănești, să descoperi fiecare lucru în parte, cum acționează în corpul tău. Apoi să te focusezi pe pilonii centrali ai programului, cu stabilirea de obiective este foarte importantă, focusul pe hidratare, activitatea este activitate fizică ușoară, să-ți sărbătorești victoriile și recompensele,
să te gândești la activitățile de relaxare și de setare mentală pe parcursul de etapele de relaxare pe care să le ai pe parcursul programului, să spui și celorlalți, fie că distribui în media, fie că împărtășești pur și simplu celor din jur, și fii, foarte important, fii intenționat în ceea ce privește alegerile tale alimentare. Apoi avem o etapă foarte importantă în broșură. Ce anume să faci cu da și ce anume să faci cu nu? Da, înseamnă să te apuci să faci programul când ești un pic liniștit, nu cum am fost eu astăzi alergată să termin repede materialul și să fie cât mai corect și mai bogat pentru a vă informa. Deci găsește-ți, de-aia nici n-am vrut să încep programul. Rezervă-ți timp pentru a procura alimentele din timp de care ai nevoie, deci citește broșura ca să știi când și cum și cât și ce ai de mâncat. Apelează la grupuri suport, fă în echipă programul ca să vă susțineți unii pe alții, planifică totul, asigură-te că ai un grup sanitar prin apropiere, pentru că știm cu toții că atunci când faci un program de acest gen, consumând și o mare cantitate de apă, ai nevoie să mergi mai des la toaletă, să-ți respecti programul, să folosești corespunzător fiecare lucru din program, fiecare ingredient. Să-ți consulți medicul înainte în legătură cu acest program și, exact cum ziceam și la programul Clean 9, dacă există cea mai mică problemă de sănătate, prefer să ne consultăm împreună. Să folosim corespunzător oricare din variantele sănătoase de alimente. Să atenție, la pagina numărul 9 sunt enumerate niște suplimente, inclusiv suplimentele Forever, pe care să nu le luăm. Să repetăm trimestrial programul, să recunoaștem și să sărbătorim toate reușitele și practic să stabilim o rutină sănătoasă. Nu! Nu aștepta momentul potrivit, pentru că niciodată nu va veni. Tu motivează-te pe parcursul programului, important este să-l începi. Nu înlocui la întâmplare mâncarea și băuturile. Nu te înconjura de oameni negativiști care să nu te susțină și care să te ispitească. Nu amâna împărtășirea experiențelor. Nu lăsa totul la voia întâmplării, ci programul acesta este de a îți seta foarte bine succesul. Nu te panica dacă nu-ți place apa, pentru că pe parcursul programului ai o grămadă de lucruri care să te ajute să te hidratezi. Nu sări peste o zi, că sunt patru, Doamne iartă-mă, nu modifica nimic, fără alcool, fără grăsimi, nu ignora alte probleme de sănătate de care trebuie să ții cont, nu administra alte suplimente, nu repeta programul în fiecare lună, ci respectă indicațiile companiei de a-l face doar o dată pe trimestru, nu te îngrijora dacă nu ți atingi de la primul program obiectivele, pentru că vei mai face și alte programe și vei continua ceea ce îți setezi și nu lua cu tine în dormitor problemele de la serviciu. Nu lua cu tine în dormitor niciun fel de probleme. Lasă-le acolo și fă-ți etapa de setare mentală înainte de culcare. Apoi, ai în broșură cu ce include, nu mai insist aici pentru că deja vi le-am spus pe fiecare dintre ele ce și cum fac. Apoi, în fiecare seară observă-ți corpul, observă-ți, conștientizează-ți lucrurile. Fie că stai pe canapea sau întins în pat sau într-o zonă, un spațiu destinat meditației, ia fiecare zonă din corpul tău și analizează-o, pregătește-te în felul în care gândești și, foarte important, completează și scrie aceste lucruri. Scrisul face legătura între mână, creier și intenție. Deci este extrem de important să practici recunoștința pentru fiecare lucru pe care îl urmezi. Ce trebuie să fii atent când urmezi programul? Că vei avea mai multe urinări frecvente, consistența scaunului se va schimba, să nu te sperii. Dacă ai avut mai multe pofte la aceeași oră din zi, să vezi ce înseamnă, să-ți asociezi poftele
Dacă există o asociere cu emoțiile pe care le ai pe parcursul zilei, câte kilograme ai pierdut la finalul programului, cum te simți în general și nu băuturi alcoolice, nu băuturi carbograsoase, nimic animal, produse lactate, nimic, nimic, zahăr, grăsimi, toate produsele animale, carne și ouă, nu, 4 zile nu se moare. Nu cereale și din suplimente, RGP, Cheeseberry, Freedom, Pomsting, Garcinia, Lean, Term, Faburile, Bipolem, Bipropolis, Royal Jelly, Bihani, Super Greens, Light-ul, Fast Break, acestea sunt prohibite pe parcursul programului. Ce ai de făcut? Păi, în prima zi, este primele zile, ziua 1 și ziua 2 din program, combină, cum spuneam, cu cele 330 ml din bidonaș cu 2 litri de apă și dimineața iei 3 tablete de Forever Term cu 240 ml de apă, după 30 de minute iei 2 tablete de Forever Duo Pure, apoi gustarea de dimineață cu Sensitable, tabletele de satietate, după amiaza Forever Plant Protein, apoi la gustarea de după amiază, dar atenția, aceasta o ai numai, deci la gustarea aceasta poți lua tabletele de Forever Feed și tabletele masticabil de Forever Sensitable, dar gustarea ca atare, nu poți să o iei, gustarea de alimente, nu ai voie să iei decât din ziua a doua, da? Deci gustarea doar din ziua a doua. Seara, Forever, din nou o porție de Forever Protein Plan și un pliculeț de Lemon Blast. Spuneam că ai voie o gustare cu alimente permise, dar nu obligatoriu. Deci dacă simți nevoia să o mănânci, o mănânci. Dacă nu, nu. Dacă nu, poți să-ți iei acele tablete de satietate. Și acesta este lista cu alimente permise. Apoi, în ziua 1, decide, așa cum spuneam, începe autoevaluarea și pornește de la o evaluare fizică, mentală, emoțională, spirituală și ai aici să bifezi ce anume te reprezintă în momentul respectiv și ce ai de făcut. Apoi ia-le și trece-le în jurnalul tău și stabilește-ți cum le poți îmbunătăți, dacă este dificil și acum creează-ți acea afirmație. Și ai aici exemplu de afirmație. Apoi, în ziua 2, definești cum îți vei atinge obiectivul propus. Măsurabil, cum spuneam, deși sunt exemple aici, nu că vreau să-mi îmbunătățesc dieta. Ok, e cam general. Ce înseamnă asta? Că voi mânca acasă 5 seri pe săptămână sau voi mânca toate cinele până în ora 7 seara. Vreau să slăbesc. Nu! Voi slăbi 5 kg. Asta îmi propun. Nu pe parcursul programului de X4, ci targetul pe care ți-l propui pe termen lung, consolidând obiceiurile din acest program. Și aici ai mai departe exemplu cum să-ți setezi și cum să practici după aceea această afirmație în fiecare seară înainte de culcare. Zilele 3 și 4, aici ca deosebire față de celelalte, este posibilitatea să introduci această gustare de după amiază și aici se mai introduce și un prânz, dar atenție, acest prânz este constituit doar dintr-o salată și vom vedea imediat ce fel de alimente și ce fel de salate avem voie să consumăm. În ziua 3 descoperă, caută și găsește care sunt problemele posibile care te țin în loc din punct de vedere emoțional în a-ți atinge obiectivul și stabilește care sunt probleme posibile. Eu aș fi spus aici, în loc de cuvântul probleme, aș fi trecut provocări și care sunt soluțiile pe care să le găsești. Și, bineînțeles,
notează-ți tot ce faci, ia-ți timp ca să notezi tot ce faci pe parcursul obiectivului tău. În ziua a patra, dedică-te și construiește-ți mental mai departe cum să duci lucrurile și cum să-ți duci obiectivele mai departe pentru a ți le îndeplini pe termen lung. Așadar, te rog, ia și citește atent broșura din scoarță în scoarță, notează tot ce ai de notat și țineți, fă lucrurile diferit față de programul C9, unde acolo era focusul mai mult pe partea fizică, iar aici focusul este pe partea mentală. Ce urmează după programul de X4? Felicitări, l-ai terminat! Nu uita că scopul principal al acestui program este să îți creezi un stil nou de viață și să pui sămânța noului tu, care să fie altfel și diferit mult în bine. Ce ai de făcut și ce, cum poți să urmezi mai departe? Și aici am mers pe trei direcții. Ce pași ai de urmat pentru corpul și mintea ta? Cum să continui să te alimentezi, ce programe să urmezi. În principiu găsești indicațiile în broșură, dar îți voi da și eu câteva linii. Iată câteva acțiuni de bază care îți rămân după aceea de făcut. Să-ți începi ziua bând apă, să mănânci mai multe elemente verzi, salate și gustări crude, nu crânțănele. Meditează. Recitește notițele și acordă-ți timp ca să scrii în jurnalul tău. Practică și introduce în toate aceste aspecte și activitățile sportive. Mai departe, făcând acest exercițiu trimestrial, deci odată pe trimestru, este ca și cum ți-ai lua timp liber și ai trage aer în piept iar și iar. Ca sfat dat de către cei care au făcut acest program, să-ți notezi când vei face următorul program de X4 din timp. Eventual să-ți setezi și o alarmă la telefon, pe agendă, astfel încât să știi când să ți-l reiei. Ce întrebări au fost puse despre acest program? Una din întrebări a fost cu ce diferă programul nostru față de alte programe de acest gen. Și lucrurile sunt foarte simple. Acesta abordează lucrurile altfel, în modul în care te raportezi cu mâncarea. Acest program nu este neapărat cu început pentru pierdere în greutate, ci este pentru evaluarea controlată a ceea ce are nevoie corpul tău față de ceea ce dorește creierul tău. Scopul acestui program este de a restabili ordinea în corp, în minte, în suflet, a înlocui factorii de stres cu pauză pentru echilibrul minte-corp. Este sigur să urmezi programul de X4 de mai multe ori și răspunsul este da, îl poți urma, dar odată la trimestru, nu te apuci să-l faci în fiecare lună și dacă ai probleme de sănătate, consultă-te cu medicul. Dacă vei slăbi la finalul de X4, da, vei slăbi, pentru că cu restricțiile alimentare care sunt impuse, cu certitudine vei și slăbi, dar rolul lui este, cum spuneam, resetarea și reechilibrarea. Sunt interesată mai degrabă de produsele în sine, de aspectele nutritive ale de X4. Este obligatoriu să lucrezi și la chestiile alea, cu setarea, cu jurnalul, cu nu știu ce. Da. Dacă vrei să ai rezultate pe termen lung și să nu mergi din salt în salt și din efect yo-yo în efect yo-yo, îți recomand să faci programul ca la carte, pentru că setarea aceea mentală este extrem de importantă. Trebuie să urmezi programul exact așa cum este indicat. Poți
să mai faci treaba ta ce vrei, dar cei care au făcut acest program l-au făcut cu o abordare științifică a nutriției, cu cea de introspectivă asupra felului în care ne comportăm și gândim față de mâncare. Și, bineînțeles, acea întrebare legată de Forever Plant Protein, dacă ea există. Dacă se mai nasc și alte întrebări, în secțiunea de întrebări și răspunsuri vom încerca să răspundem împreună. Spuneam că avem rețete sănătoase și în prepararea acestora, cum spuneam, componenta de introspecție și de recunoștință este importantă. Și ai inclusiv mantra pentru prepararea mesei. Învăț, fac, devin, sunt. Eu am câțiva ani buni de zile de când, în momentul în care mă așez la masă, fac o cruce mare, așa cum ne-au învățat bătrânii noștri, și îmi binecuvântez alimentele pe care le mănânc. La fel, și aici ai posibilitatea să proiectezi gândurile care trebuie asupra mâncării tale. Și, bineînțeles, ai aici niște rețete sănătoase, smoothie de mazăre cu aromă de vanilie, hummus, budincă de chia, salatele, și sunt aici date exemple de salate, bineînțeles că și noi în cărțile noastre de rețete avem o grămadă de rețete, important este să se respecte aspectele legate de nimic animal în ceea ce mâncăm. Ce facem mai departe? Ce, programul Clinou dispare, rămâne, cum este, ce este cu el, ce se întâmplă, îl mai facem, nu-l mai facem? Răspunsul este da, îl mai facem, ambele programe rămân și se completează reciproc. DX4 este focus pe curățire globală a corpului, a minții și a, place mie să spun, chiar și a sufletului. Te ajută să iei o pauză și să devii mai conștient pentru un start mai bun pentru C9. Apoi C9 rămâne cu focus pe curățenie și resetarea corpului cu un prim pas în controlul greutății. Ce se întâmplă mai departe? Cum faci programul C9 mai departe? Că doar ai făcut 4 zile, 2 zile de nemâncat și cu a 3-a și cu a 4-a, ce facem? Cum îl ținem? Și există două opțiuni. Să-l faci la fel cum îl făceai până acum, că nu ți se întâmplă nimic dacă faci iarăși un restart și nu bagi alimente deloc și faci programul C9 exact așa cum era. Iar opțiunea a doua, ca după ce ai făcut programul de X4, în celelalte, în zilele 1 și 2, să-l faci cum îți recomandam eu să-l faci la diabetici. Adică să introduci o masă hipocalorică, ca în programul de X4, da? Dar apoi să fie și apoi este urmat de programul așa cum îl știm noi, cu o masă pe zi, cu light-ul ultra și așa mai departe. Cei care au făcut aceste programe, cum au decurs lucrurile? O parte dintre ei au făcut program așa cum este el, cu repausul alimentar din primele două zile, și o parte dintre ei cu mese cu alimente sănătoase. Paradoxal, cei din grupul 2, care au introdus alimente sănătoase în program, au continuat să slăbească în medie 1,3 kg. Deși aveau mâncare inclusă față de ceilalți care aveau zilele 1 și 2 fără mâncare. În concluzie, hrana nu este dușmanul nostru dacă este aleasă corect. Ea este combustibilul corpului nostru și minții noastre și este sursă de reconstruire a corpului. Și atunci, producătorii companiei noastre se gândesc să reformuleze puțin programul Clean 9 și se vor actualiza rețetele, vor fi introduse gustări sănătoase, vor fi opțiuni mai multe de exerciții fizice, pentru că pe parcursul programului de X4 este focus pe mental, pe meditație, pe stretching, nu pe activitate fizică. Suplimentele nu se vor schimba și probabil că va avea loc o rebranduire de ambalaj, ca să zicem așa. Ce avem de făcut, practic? Cum sunt și care sunt pașii corecți de urmat în consumul de suplimente? Mai întâi DX4, program pentru echilibrarea corpului, apoi Clean 9, program pentru continuarea echilibrării corpului și prim pas în controlul greutății, apoi mai ai nevoie să dai kilograme jos, mergi pe controlul greutății cu Fit 15, începător, intermediar, avansat,
și apoi continuă cu Vital 5, programul de vitalitate, sau dacă nu ai nevoie să mai dai kilograme jos până la următorul program de echilibrare de X4, poți în rest, în toate celelalte programe, investiția ta în sănătate să fie pur și simplu programul de vitalitate Vital 5. Ce beneficii ai dacă faci acest program? Practicarea stării de prezență, de conștiință, mindset și de setare mentală. Stabilirea clară a unei intenții, cel pe care să îl schimbi pentru binele corpului tău și să stai departe de tentații de a consuma alimente nesănătoase și să dobândești obiceiuri bune. Vei avea o digestie sănătoasă, vei avea o bună funcționare a ficatului, protecție celulară împotriva stresului oxidativ, susține buna funcționare a mușchilor și structura țesutului osos. Corpul tău va fi pregătit să absoarbă eficient nutrienții din suplimentele alimentare și din alimentele sănătoase pe care le vei introduce. Dar atenție! Programul de X4 este un program de 4 zile pentru resetare și reechilibrarea corpului. De aceea fiecare pas trebuie făcut cu intenție, folosind puterea minții, cu prezență, cu recunoștință, cu dorință de schimbare și cu pauză de la stres, așa cum spunea Holistot, cu acel inspir și expir puternic. Programul este un program în care consum informație, dar consum și hrană inteligentă. Cei care l-au făcut spun că este ușor de urmat. Abia aștept să-l fac și eu și să-l împărtășesc cu voi săptămâna viitoare. Este specificat clar că este ce este de făcut în fiecare zi. Procesul de curățenie a corpului este individualizat, personalizat și unic pentru fiecare. Deci fiecare dintre noi ne setăm mental anumite obiective. Ești încurajat și îndrumat să-ți asculți corpul și dacă simți foame, ai acel ajutor în gustări și în acele tablete de sațietate. Este necesar să te cântărești înainte și după program și nu în fiecare zi, deci doar înainte și când termin programul. Vei aprecia și simți cum te va hrăni apoi hrana sănătoasă și potrivită pentru nutriția corectă a corpului tău. Să nu uităm că mințile noastre sunt făcute din lucrurile pe care le consumăm. Hrana este pentru corp, emoții, minte și suflet. Nu este doar pentru corp, așa că trebuie să ținem cont de toate acestea. Eu vă mulțumesc, mai ales că ați fost în număr atât de mare, la un anumit moment erați peste 700 de persoane și mă bucur cu recunoștință că am putut să fiu de folos și poate toți cei care ați fost prezenți îmi doresc din tot sufletul să urmați acest program și să împărtășim împreună cu toții toate beneficiile acestuia.